scurtă întârziere începe în sfârșit prezentarea de carte. Lume între timp s-a adunat destulă. Am să filmez așa cât de cât audiența. Prezentarea acestei cărți este la mare concurență cu o prezentare a unei cărți a domnului Liliceanu, care este imediat în apropiere. Și tot în apropiere a fost prezentată o carte a Margaretei Păslaru. Dar acum noi ne concentrăm pe prezentarea cărții doamnei Ana Veronica Mircea Tușavera, cum o știm cu toții. Domnul Nicolau, directorul Feziturii, cu care am dat mâna, este în apropiere. Între timp, doamna Veronica a dat un scurt interviu inclusiv pentru TVR1. TVR1, care este în continuare prezent și va face de asemenea un reportaj. Presupun că va fi prezentat pe TVR Cultural, cel puțin. Tocmai s-a verificat microfonul și prezentarea începe chiar acum. Avem plăcerea de a vă prezenta cartea doamnei Ana Veronica Mircea, cunoscută de cititorii români, o traducătoare importantă, celebră și a scrisoare scrisoare, dar este totodată și o scriitoare de SF. O scriitoare bine cunoscută de comunitatea cititorilor de SF din România. Invitații ei, care vor avea plăcerea să ne vorbească despre carte, sunt domnul Liviu Radu și domnul Ștefan Ghidocani. Le predau cuvântul și sper să îi ascultați cu plăcere și să citiți cartea. Înainte de a începe această prezentare, a fost așa o mică discuție între mine și Ștefan, pentru că fiecare ar fi vrut să vorbească mai degrabă despre Veronica decât despre carte. Știi ce? Pentru că este vorba totuși de o carte foarte bună. Povestirile Anei Veronica Mircea au început să apară în piața SF de la mediul țară prin 90.